5, 4, 3, 2, 1, go! Basta! Mult succes! Participanții au parcurs în funcție de nivelul de pregătire două trasee. Primul, rezervat începătorilor, a avut o lungime de 8 km și s-a încheiat la cota 1400. Celălalt, dedicat avansaților, a fost însă mult mai dificil, concurenții urcând 18 km până la Babele, la altitudinea de peste 2200 de metri. A fost frumos. A fost frumos în pădure, a fost și vreme bună. A fost mai greu decât mă așteptam, că n-am mai fost la munte. Dar mă bucur că am terminat. Se putea și mai bine, da. Data viitoare. Destul de multă lume, oricum este un concurs foarte tehnic pentru cunoscători. Trebuie să ai tehnică de urcat, un pic de antrenament, mai bun decât avem noi. Ne-ar trebui nouă, mult mai mult. Superb. Nu e bună pauza, mă răcesc. Mai ales dura lungă la concurs. De la început cineva zice, tu chiar te bagi la unul? Zic da. Păi ce, nu e sportiv? Și trebuie să mă bag la 2, la 3. Cu cei mai buni. O să ies ultimul, clar, dar nu contează. Da, e mai greu de mers pe un tandem, dar se merită. Eu nu are vârsta să poată participa și atunci e o soluție. Da. La Babele? Da, da, da. Destul de greu traseul, mai ales de aici încolo, deci la 1400 în sus, e infernal. Sunt anumite porțiuni unde eu personal nu pot să merg decât pe lângă bicicletă. Îi felicit și admir pe oamenii ăștia care, uite, înfruntă muntele, vremea, totul ca să ajungă sus. Concurenții de pe primele locuri au fost răsplătiți de organizatori cu diplome și echipament sportiv.